Bun găsit, stimați telespectatori! Iată că suntem la Camera Agricolă, unde credem noi că vom veni și cu informații de bun augur în această perioadă, având în vedere că, iată, suntem pe la jumătatea anului și producătorii agricoli mereu așteaptă informații noi. Vă spun bine ne-ați găzduit, domnul director și doamna inginer. Iată domnul Alin Petrică, pe care deja îl cunoașteți, și doamna inginer Mioara Neuf, care ne va vorbi despre cursuri, pentru că aici se fac cursuri de perfecționare și cu toții și la orice vârstă putem să mai învățăm ceva în plus. Așadar, care sunt noutățile pentru telespectatorii noștri? Așa cum am spus, iată, suntem la jumătatea anului aproape și vremea e așa cum e. În agricultură nu toate sunt pe roz în momentul ăsta. Într-adevăr, din păcate, au fost o lună sau chiar mai mult de o lună cu o perioadă cu ploi abundente. Ploile acestea au lăsat foarte mari urme nefaste, să zicem, în agricultură. Chiar zilele trecute discutam la Polovraci cu producătorii de căpșuni care se plângeau de foarte multe boli care au intrat, iată, în această cultură și care aproape că le-au înjumătățit cultura de căpșuni, cantitatea pe care o obțin ei anual. Dar să privim totuși cu optimism pe ceea ce o să vină în continuare în acest an și putem să vă spunem că în această perioadă, ca și noutate, s-a deschis sesiunea de punere pentru măsura 121, o măsură care privește investiții în agricultură. Cei interesați pot să apeleze la noi, să le explicăm despre ce este vorba. Iar așa, ca să, în două, trei cuvinte, vă spunem că este vorba despre o măsură cu cofinanțare națională și a Uniunii Europene, dar și cu cofinanțare din partea beneficiarului. Deci nu mai vorbim de cele două măsuri foarte mult accesate în trecut, măsura 1.2, instalarea tinerilor fermieri, sau măsura 1.4.1, sprijinirea fermelor de semisubsistență, unde banii au fost acordați de către statul român și Uniunea Europeană în procent de 100%, ci de o măsură pentru investiții cu un procent acordat de către instituțiile specializate și un alt procent de cofinanțare suportat de către beneficiari. Ca în orice activitate, bineînțeles că putem vorbi și despre plusuri și despre minusuri. Producătorii agricoli, mulți dintre ei care au accesat proiecte, se plâng și de faptul că fondurile europene, banii aceștia de care au nevoie, vin un pic mai târziu decât momentul în care ei ar putea beneficia favorabil în momentul oportun. Ce le spunem celor care sunt un pic mai reticenți? Le spunem că același lucru pe care l-au sesizat ei, l-am sesizat și noi autorităților în desele întâlniri pe care le-am avut cu reprezentanții Ministerului Agriculturii. Am înțeles că anul acesta, fiind un an de trecere între perioada de depunere de proiecte 2007-2013 și cea care va să vină 2014-2020, lucrurile se mișcă puțin mai greoi, însă se speră că începând din această toamnă și din anul viitor, să apar cel puțin două sesiuni de depunere de proiecte anuale pe fiecare măsură, iar acestea să fie astfel gândite încât și cei care au depunere la APIA și cei care doresc să își realizeze producțiile anuale, e vorba de să poată să-și programeze culturile, să poată să o facă foarte ușor. Adică să avem, noi am încercat să-i sensibilizăm pe cei de la Ministerul Agriculturii să pună sesiuni de deschidere de proiecte mai în iarnă sau să o gândească astfel încât perioadele în care sunt sesiunile de depunere de proiecte și mai ales perioadele în care vin banii să fie cât mai aproape de perioada anuală în care oamenii au nevoie de acești bani pentru a-și cumpăra sămânța care trebuie, pentru a-și cumpăra, eu știu, furaje, utilaje sau alte astfel de elemente necesare muncilor în agricultură. Un alt minus sesizat de către producătorii agricoli la care noi am ajuns în cadrul acestei emisiuni, spun că este foarte stufos dosarul, documentație foarte multă și oamenii sunt plimbați pe drumuri, dar foarte puțin știu că și de la dumneavoastră un inginer agronom din mediul rural face față la mai multe comune, pentru că așa stau lucrurile, posturile sunt blocate, nu se mai pot angaja alți ingineri agronomi și volumul de muncă este peste măsură.
Așa este, din păcate avem doar 13 consilieri în teritoriul județului, la 70 de comune, de localități, la 70 de localități ale județului Gorj. Deci și din punctul nostru de vedere am sesizat și acest lucru, mi se pare foarte puțin. Încercând totuși să facem față cu personalul nostru. Până acum, eu zic că într-un mare procent am și reușit, mai ales că oamenii au înțeles și vin atât acolo în localitățile unde își au sediu colegii noștri din cele ce au, cât și mai ales aici la noi în Târgu Jiu, pentru că oricând iau un drum la piață, un drum, eu știu, la bănci sau pe unde mai au ei treabă în Târgu Jiu, și atunci noi fiind situați și foarte bine, asta ne-au și sesizat, stăm foarte bine în centrul orașului și atunci le este foarte ușor și celor care vin în Piața Mare și celor care vin de la autogară să ne găsească aici și să apeleze la serviciile noastre. Însă încercăm să facem tot posibilul, încercăm ca în perioada viitoare cu sprijinul Consiliului Județean și a primărilor să sensibilizăm și o parte din personalul primărilor să ne ajute chiar și în întocmirea proiectelor. Vrem să facem sau să nu le zic să îi școlim, dar să îi îndrumăm o serie de funcționari din cadrul primărilor să poată să facă proiecte sau, dacă nu se scrie planul de afaceri, măcar să primească documentele necesare, astfel încât nouă să ne fie mai ușor și să nu mai pierdem vremea cu toată această hârțogărie, să-i spun așa, birocratică. Însă pot să vă spun, din ultima întâlnire pe care am avut-o cu ministrul Agriculturii, a promis că în perioada următoare birocrația va fi puțin stopată, se va micșora numărul documentelor necesare pentru întocmirea proiectului și pentru a putea fi accesați banii europeni. Nu numai atât, chiar și pe un alt palier în care noi am fost sesizați că este o mare birocrație în acest sens, în agricultura ecologică, unde dosarul pentru a putea fi certificat era foarte stufos. Ni s-a promis că în perioada următoare va fi analizat foarte bine această situație și documentele vor fi mult mai puține pentru a putea să marșăm și pe această formă de agricultură pe care noi o considerăm de mare viitor în țara noastră. Da, să sperăm că se rezolvă și foarte repede ca aceia care vor să facă o agricultură bio să nu se sperie și mai mult și să nu mai acceseze fonduri în vederea unor asemenea proiecte. Pentru că tot vorbeați de a școli, să o întrebăm pe doamna inginer, cum stau lucrurile aici vis-a-vis de cursurile care se fac și pe care trebuie să le facem în momentul în care trebuie să accesăm un proiect și nu numai. Camera Agricolă Județeană are autorizate 4 cursuri de calificare, de apicultor, de lucrător în creșterea animalelor, lucrător în cultura plantelor și legumicultor. În prezent, la noi se derulează 5 cursuri de calificare, 1 de apicultor, 2 de crescător de animale, 1 de legumicultor și 1 de lucrător în cultura plantelor. Pentru a participa un solicitant, un producător agricol, la un curs de calificare, trebuie să se prezinte la unitatea noastră următoarele documente. O copie după buletin, o copie după un act de studii, iar la unitate se va completa o cerere de înscriere. Taxa pentru un curs de calificare este de 4 milioane și se va plăti în 2 tranșe. 2 milioane la înscriere și 2 milioane până când se încheie cursul, chiar până în ziua examenului. Taxa este aprobată de Consiliul Județean conform normelor în vigoare. Da. Se adresează numai tineri sau și vârsta a doua? Se adresează și tineri și cei din vârsta a doua. De preferat, tinerii ar trebui să participe pentru că aceste diplome le trebuie și pentru a accesa fondurile europene. Și pentru a accesa fonduri, de preferat să... Sunt foarte mulți români care pleacă în străinătate. Merg tinerii. Da. Mulți dintre ei au nevoie de ceva la mână, să spun așa, ca să poată să meargă și într-o fermă. Aceste diplome eliberate de aici sunt recunoscute și peste graniță? Da, adică da. Poți face acest lucru la dumneavoastră, la Camera Agricolă, unde sunt avizele Ministerului Agriculturii, da, și numai? Aceste diplome sunt recunoscute și peste hotare. Și chiar dacă le-au trebuit aceste calificări în momentul când au plecat peste hotare, până când s-a eliberat diploma, durează o perioadă,
Ne-au solicitat adeverință, care le-a fost de un folos real. Și pe perioada cursului? Pe perioada cursului participă la ore, la noi în sala de curs, unde vor urma mai multe module. Modulele respective din cadrul cursurilor sunt predate, susținute de colegii noștri, specialiști în domeniu, iar la final se va susține un test ce constă într-un test grilă cu 20 de întrebări și o probă orală. Și cine a învățat trece, cine nu, nu. Eu zic că trebuie, pentru că colegii noștri îți dau toată silința ca dumnealor să înțeleagă ce e în materia respectivă și chiar să vină cu întrebări suplimentare și chiar și în afara cursului, cu ceea ce îi interesează pe dumnealor. Se adresează numai cei din mediul rural, de preponderent agricultură, sau și din mediul urban? Nu. Cum aveți cursanți? Nu, avem și din mediul urban și din mediul rural. Sunt, să zic așa, mai deștepți în ghilimele cei din mediul rural, având în vedere că au și experiența propria gospodăriei? Nu neapărat. Și cei din mediul urban au gospodării la țară și în weekend merg la gospodăriile dumnealor sau ale părinților și de aceea sunt interesați să obțină deci, și un astfel de... Deci cursurile până la urmă sunt și pe parte tehnică, adică da. De legislație, da, de... Da. Păi, de exemplu, un curs de apicultor cuprinde modulul de apicultură, un modul de elemente de contabilitate și gestiune economică, legislație, management și marketing și cam atât un astfel de curs. Mai complexe sunt cele de lucrător în cultura plantelor, care cuprind și o mică parte din creșterea animalelor, culturile de câmp, vița de vie, pomicultură, legumicultură, și acest certificat de calificare poate să-l folosească într-un spectru mai larg. Revin la dumneavoastră, domnul director, și vă întreb cum ați reușit totuși în această perioadă grea pe care trece tot românul, totuși să fiți printre județele fruntașe, având în vedere atâtea proiecte câte ați reușit dumneavoastră să întocmiți pentru producătorii agricoli. Într-adevăr, aici haideți să ne lăudăm și noi puțin, chiar dacă nu-i frumos, să spunem că suntem în primele 6 județe care pe măsura 1-4-1 am fost chiar lăudați la Ministerul Agriculturii că am reușit să accesăm un număr de proiecte. Nu vorbim doar de Camera Agricolă, trebuie să fim corecți, ci și de alte firme particulare care au întocmit aceste proiecte. Am încercat prin colegii noștri să facem cât mai multe întâlniri în teritoriu în care să explicăm oamenilor care au fost la începuturi reticenți de-a dreptul. Au fost foarte puține proiecte depuse în primele două, să zicem, sesiuni de depunere a proiectelor prin 2008-2009, dar ulterior, prin intermediul acestor primilor pionieri, să le zicem așa, în ale realizării de proiecte, am putut ca și vecinilor, rudele, să înțeleagă despre ce e vorba, iar mai apoi chiar sate întregi, dând aici exemplu, să spunem, localitatea Crasna, unde sunt foarte, foarte multe proiecte, au accesat și au înțeles că banii care vin sunt bani foarte folositori pentru activitatea lor în agricultură. Cred că și Stăneștiul. Da, și Stăneștiul, într-adevăr. Nu, sunt foarte multe. Din păcate, s-au făcut multe proiecte în zona de nord a județului și aceasta nu neapărat pentru că cei din sudul județului nu și-ar fi dorit, ci datorită punctajului oferit, care i-a avantajat pe cei din nordul județului, vorbim de zona defavorizată. În special vorbim de punctajul pentru crescători de animale, care a fost mai mare pentru față de punctajele pentru partea vegetală. De aceea am susținut în întâlnirile sau în ceea ce ni s-a cerut și nouă de la Guvern și la Ministerul Agriculturii să se încerce puțin schimbarea acestor criterii de departajare, astfel încât și cei din sudul județului, să zicem, care nu au atât de multe animale, ci dețin mai multe terenuri agricole, să poată să acceseze aceste proiecte.
Noi totuși marșăm și pe ideea ca cei cu terenuri agricole să încerce totuși să facă o serie de asociații, pentru că din ceea ce știm la ora actuală o să vină fonduri și bani mulți pe asociații, pe cooperative, mai mult decât pe persoane fizice, pe ferme singulare. De aceea îi încurajăm să facă aceste asociații. Vorbim de... Se poate și în familie? Mă refer aici la unirea mai multor familii din același sat. Vorbim de cooperative, de marketing și nu trebuie să le fie teamă, pentru că mulți vin și ne spun, domnule, nu mai vrem să auzim de fostele CAP-uri, dar nu este vorba sub nicio formă de CAP-uri, ci de asociații voluntare ale oamenilor care așa sunt. Așa se numesc și de locuitori. Exact, merg foarte bine acolo, chiar au un real succes. Sunt conduse de ei, sunt organizate de ei, nu intervenim noi sub nicio formă decât îi ajutăm cu acte, documentația necesară pentru înscrierea la, să zicem, la tribunal sau celelalte forme la Registrul Comerțului, însă tot ceea ce ține de organizare, de conducere, de oamenii care vor conduce asociația și de ceea ce vor face în viitor, va fi totul la mâna dumnealor. De aceea încercăm să, în întâlnirile noastre, să încurajăm oamenii să realizeze aceste asociații care, mai mult ca sigur, vor fi de viitor pentru agricultura și pentru dezvoltarea agriculturii în județul nostru, pentru că suntem, din punctul nostru de vedere, un județ care se poate baza foarte mult pe agricultură. A spus că multe delegații în alte țări ale Uniunii Europene și aș vrea să vă întreb dacă România și românii pot ajunge la performanța fermierilor de acolo sau ce ne lipsește ca să fim și noi la fel. Eu zic că ne lipsește puțin curaj și puțină voință, pentru că nici acolo, să spunem, sunt zone în care forța financiară nu este chiar atât de mare, însă oamenii s-au unit. Eu observ că la noi, spre exemplu, există într-un sat o persoană care deține totalitatea utilajelor. Are tractor, are plug, are grapă, are și face toată gama. Deține monopolul, să zicem așa. Ei, spre exemplu, unde am fost la o instruire în Austria, există o asociație pe utilaje care poartă numele de inelul de mașini, în care fiecare membru al acestei asociații are câte un utilaj. O persoană are deține tractor, o persoană deține, să zicem, plug, o persoană deține presă de balotat, da, o combină, da, etc. Și atunci ei s-au unit în această asociație și lucrează pământul de la un capăt al satului la altul, fără să spună, domne, ale mele sunt utilajele, întâi fac la mine, să vedem în funcție de vreme, după aia întâi la frați, la sură, nu. Ei spun, își stabilă la început și pe suprafețe mari, bineînțeles, culturile, nu pe bucățele, pentru că e foarte greu să faci agricultură pe 5 metri pătrați, pe orumb 5 metri mai încolo grâu. Își aleg și trează sole mari, lucrează foarte bine pământul și atunci și cu utilajele existente pot să facă recoltarea ca la carte. Mă gândeam acum cum de reușesc acest lucru când într-un sat, poate numai pe o uliță, doi nu vorbesc cu trei. Așa e la noi și mai ales în Oltenia. E vorba și de mentalitate. Trebuie să schimbăm această mentalitate, pentru că nu cred că avem nimic de câștigat dacă stăm tot timpul să ne gândim, uite ce are vecinul, cum a făcut, cum a ajuns la, eu știu, o anumită dezvoltare față de mine. Deci nu trebuie să moară capra vecinului, cum am spus. Da, încă mai avem nostalgia asta. Da, așa este, dar sperăm că și prin ceea ce ne va oferi Uniunea Europeană, prin proiecte și prin tot ceea ce... Da, e păcat să pierdem bani. Exact, nu? Asta spun. Avem exemplu trecut al Poloniei, care aproape 100% a accesat proiectele numai pe agricultură, ci pe toate domeniile. Ea s-a și dezvoltat rapid. Exact, dacă la ei se poate, de ce nu se poate și la noi? Mă gândeam acum că județul Gorj are foarte multe râuri. Alte județe fac proiecte pe piscicultură. Multe din Mehedinsk, că este Dunărea acolo, aproape la Gogoșul, la Gruia. Aici, pentru așa ceva, pentru Helește, vine cineva să spună, vreau să fac și un proiect și să accesez un curs? Proiectele pe Helește nu se pot face, pentru că acesta este considerat un hobby. Și atunci, pe o suprafață mai mare sau, nu știu, dacă eu vreau să accesez un proiect, deci pe piscicultură nu? Pe partea de piscicultură există, a fost un program special, doar 2, 3 sau 4 județe, dacă nu mă înșel, au avut servicii specializate unde a putut fi depus un astfel de proiect și ei realizează și aceste cursuri.
Ca o completare pot să spun că aceste cursuri pe care noi le facem au o parte teoretică și una practică. Dacă ar fi să facem cursuri pe piscicultură, în primul rând, sincer să fiu, nu avem specialiști în cadrul Camerei Agricole care să susțină aceste cursuri de specialitate în piscicultură și, în al doilea rând, ne e destul de greu, sunt 2-3 păstrăvării care nu știu cât de mult ne-ar permite să mergem acolo cu oamenii să facă practica, hai să fim serioși. Iar specialiști care se vin de bine, exact, de, așa, de este. Așa este. Au fost câțiva doritori și în anii trecuți care au venit să facă proiecte pe piscicultură. Noi n-am putut să facem altceva decât să-i îndrumăm către OJPDRP, Oficiul Județean Fostul Sapard, iar dânsii la fel în județele Mehedin, Situlcea sau din câte știu unde s-au putut face aceste proiecte. Dar pe pensiu, că iarăși, iată, au fost floritoare având în vedere turismul rural, să zic așa. Pe turism au fost făcute foarte multe proiecte, avem în județul Gorj. Aici iar este o problemă, am încercat și noi la început, să încercăm să facem proiecte pe pensiuni agroturistice și pe pensiuni turistice. Din păcate, aici este vorba de un proiect mult mai complex, care presupune să ai și un inginer constructor autorizat. Noi nu avem așa ceva, nici nu putem avea conform obiectului de activitate, iar ca să faci o colaborare e destul de dificil. Și atunci am hotărât ca să nu facem astfel de proiecte la Camera Agricolă, dar mi s-a cerut și am oferit tot ajutorul pe care am putut noi să-l acordăm firmelor private care au lucrat pe pensiuni agroturistice, unde este vorba și de realizarea de plan de afaceri care să presupună creștere de animale sau ceva parte legat vegetală. De agricultură. Da, ceva de legat de agricultură și chiar am încurajat și în întâlnirile noastre să se facă astfel de agroturism, pentru că din ce am observat noi în vest și la turiștii care vin în județul Gorj din vestul Europei, sunt foarte încântați de agroturism. Sunt foarte încântați ca dimineața să se trezească și să-i fie pus un ou la tigaie sau chiar el să meargă să-l ia din cuibar și să-l pună în tigaie. Păi deja curăț să fie dormit, exact, să așteptui, da. Chiar. Da. Sau să aibă acolo, să zicem, o postață, cum se spune la noi, unde să meargă singur, să dea cu coasa, pentru că la ei nu există așa ceva. Asta nu știu dacă chiar nu pasionează. Da, au fost, îi pasionează foarte mult și atunci aruncă bani. Pur și simplu vin și aruncă și cu euro și cu dolari. Și e păcat să nu beneficiem de aceste sume. Se vinde bine tradiția, adică și noi până la urmă mai căutăm o strachină prin casă să mai gătim. Sau și ca o mică paranteză, nu știu dacă am auzit la televizor, chiar pe Prințul Charles, care povestea despre Oltenia, despre casele și despre ce tradiție avem în Oltenia. Exact. Vede, da. Deci chiar a menționat numele de Oltenia și ceea ce avem noi aici de preț și care n-ar trebui să pierdem așa ceva. Da. Mai am o întrebare, că suntem așa pe final de emisiune. Dintre toate aceste cursuri, la care vin mai mulți cursanți? Pe zootehnie sau pe legumicultură? Că am văzut că foarte multe solarii încep să fie aici. Sunt multe solarii, dar solicitări pe legumicultură prea puține. Prea puține. De exemplu, acum, la cursul ce se derulează, nu avem decât 14 cursanți. Jumătate din Bălești, unde se practică legumicultura. Solicitări mai multe sunt la apicultori și la creșterea animalelor. Acum, pe noi ne bucură faptul că dumnealor, solicitanți, producătorii agricoli, se adresează unității noastre și vin la noi pentru a urma aceste cursuri în vederea obținerii certificatului de calificare. Ce ar mai fi de spus? Că, iată, ca întotdeauna, nu reușim să vorbim despre tot ce ne propunem. Așa de spus ar fi multe. Da. Deci, zic, raportat tot la cursuri, într-adevăr, cursul de apicultură a fost foarte, foarte accesat de către beneficiarii județul Gorj. Suntem chiar printre primele 2-3 județe care au proiecte pe apicultură. Foarte multe. Dar ne-a și dus la un apicultor țibită care produce vatcă, unul dintre Oltenia, din România. Este printre cei 13, din câte știu eu, crescători autorizați de măți din România, domnul Ciugudeanu la Preajba, într-adevăr. E foarte bine, dânsul chiar a accesat 2 sau 3 proiecte, începând cu primul proiect Sapard. Da, foarte frumoasă viziune am făcut noi acolo, sper să ne mai duceți și pe la alții. Da, sunt destui. Și o să mergem în perioada următoare. Acum au trecut și ploile, să vedem, sper că o să mai fie și perioada de soare, pentru că e nevoie pentru agricultură și de căldură, nu numai de ploaie.
Eu vă mulțumesc că, iată, ne-ați oferit posibilitatea să mai aflăm câte ceva vis-a-vis de tot ceea ce se întâmplă în agricultură, de accesarea de proiecte, de cursurile pe care trebuie să le facem, că, așa cum spuneam și la început de emisiune, niciodată nu-i prea târziu să înveți mai mult. Așteptăm să ne invitați, așa cum ați spus, și în gospodării, pentru că acolo, să știți că ne place și nouă și de spectatorilor noștri cel mai mult, au trecut și ploile și cu altă ocazie probabil vom vorbi și despre alte proiecte și alte fonduri pe care, ca și informații, și dumneavoastră le așteptați de la centru. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați spectatori, pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă doresc în continuare vizionare. Pe multe, la revedere!